La casa mea eu sunt stăpân. Sunt om cu suflet curat. Pentru mine a fost un chin în primă fază, pentru că nu avusesem niciodată un cățeluș în casă. Și unde să-l duc, l-am dus în baie. Deci nu prea primeați ideea de a avea cățel în casă? Să știi că nu. Ideea era de cățel afară. Afară, pentru că eu vin de la țară și părinții mei cu căței în curte. Am avut animale, iubesc foarte mult animalele, le iubesc, dar nu, la țară nu se acceptă ideea să stai cu câinele în casă. Și să revenim la Fifi, am adus-o acasă. Unde s-o bag? Doamne Dumnezeule, ce să fac? M-am documentat cât de cât, i-am luat un preș din ăla special unde să facă pipi, i-am luat mâncare de căței, am început să mă documentez până vine Cătălina și Florin, până vin din luna de miere. Era grija mea. Am pus-o în baie, credeți-mă, și am plecat de acasă, neștiind că dacă n-am avut câine niciodată în casă, neștiind cum o să se comporte. O să vă arăt, dragilor, că și-a lăsat amprenta în baie. Dai seama, ea nu suporta să fie singură. Și cred că era în panică și într-un spațiu nou, fără nimeni. Bravo. Era obișnuită cu puiși, cu frățiorii, surioarele. Ei, nu-ți spun că primele nopți au fost calvar pentru mine, pentru că în baie o țineam. Domnule, și atât se văieta. Aole, ce vrei? Și atât ești se... Știi, parcă mă ruga să îi dau drumul, să nu o țin închis acolo. Da. Când îi dădea drumul în casă, era liniștită, nu avea niciun fel de probleme. Dar, v-am zis, și-a lăsat amprenta în baie și am lăsat special, n-am reparat ușa nici acum. Amintire plăcută până la urma urmei, știi? Puteți urmări interviul integral astăzi de la ora 13 la Stăpânii Vedetelor, numai pe Antena Stars. La casa mea eu sunt stăpân. Sunt om cu suflet curat.